ușor, ușor ne strângem, ne adunăm aici, marți, cu ceasurile ei rele, nu poate să ne facă nimic atâta timp cât suntem împreună, ci pe canalul Unicu Bendea. Mulțumesc de like-uri, de subscriere, mulțumesc de faptul că urmăriți videourile pe care le postez, mulțumesc de faptul că dialogăm prin comentariile scrise la fiecare dintre materiale. O cafea, o cafea lungă cât o zi de marți. Vecina Tantiani mi-a făcut-o ca să am vivacitate, sănătate multă. V-ați băut cafeaua? Trebuie un pic de cafea să ne trezească, să ne menține pe linia de plutire. Mama e așa de mare cana, încât Adrian Minune o folosește pe post de saună. Dar e bună. Să trăim, să trăim, să înflorim. Ies din cadru să pun jos cafeaua. Am pus jos cafeaua. Cum sunteți? Vă consider partidul meu. Eu zic că am putea candida la o funcție, măcar aici pe internet, dacă nu în viața politică reală. Că vedeți ce s-ascut cuțitele. Se ascuțesc cuțitele, să scot iataganele, hamgerele, bricegele, mai ales în lupta pentru primăria capitalei. Doamna Vrânceanu Firea, deși primăria ei are conturile blocate, vai de mine, cea mai mare localitate din țară, capitala, metropola noastră, să aibă conturile blocate, mai ales pe vremea asta, ce să facem? Ea e pregătită pentru un nou mandat, dar au venit și contracandidații. Vă zic pe câțiva, Băsescu, Tăriceanu, Sârbu, Laufăr și Coita, Coita, așa îl cheamă, mă rog, așa îi zice, numai bărbați, bărbați unul și unul ca să contracareze o femeie, o soavă femeie cu sârma în. Băsescu e foarte pornit. Deja se strâng semnături pentru susținerea candidaturii lui sub principiu cu Băsescu înainte. Acum se poate continua. Cu Băsescu înainte a fost mai rău. Cu Băsescu înainte s-a făcut praf justiția. Cu Băsescu înainte am ajuns să fim ca înainte de 89, să ne suspectăm pe toți. Să facă din țara noastră un stat al procurorilor, un stat al dosarelor, un stat al primei doamne Căveșii. Și revine asta, mă, cu șanse mari. Și Elena Udrea a zis, zice, strângeți-vă găletuțele, candidează Băsescu. Acum, dacă te uiți la rivalii săi, ce să zici? Sigur o să fie după doamna Fire. Ah, și Nicușor Dan, l-am uitat. E așa de insipit săracul, deși are susținere bună pe dreapta, încât îl uiți mereu. Deci Băsescu sigur merge acolo, el a și zis, nu o să ies eu primul, n-o să ies eu primar, dar după Firea mă voi clasa. Tăriceanu săracul, ce să facă? Își caută a șaptea nevastă, poate o să o găsească printre alegători. Să candideze el de primar al capitalei, nu știu. Ponta de la Pro-România și-a pus pe un general sârbu. General a fost conducătorul spitalului militar. Acuzat nițel și el de plagiat, că de cine se aseamănă, se adună. Apropo de Ponta, Ponta a zis că va susține moțiunea. Cam de Sfântă Mărie se pregătește o moțiune pentru guvernul Orban și el a zis că susține moțiunea. Deși, cum se poate întoarce omul ăsta? La un moment dat a zis că s-a prelungit prea mult starea de urgență, să ieșim din starea de urgență, să lăsăm oamenii liberi. Și acum depune moțiunea tocmai pe baza asta, că guvernul n-a gestionat prea bine situația de urgență. Băi, se contrazice, nu știu. Daciana săraca, de ce l-a ales pe el? Un om care dă cu copy-paste-ul, probabil că îi place, îi plac astfel de oameni daciani. Ea s-a iubit totuși cu Tudor Chirilă. Dar nu i-a mai plăcut vama veche. Și atunci a trecut la Ponta, că ăsta i-a promis că o duce în Dubai. Dubai, da. Ilan Laufăr. Ăsta n-are nicio șansă, dar candidează. Ăsta nu știu unde e născut, la maternitate în București sau în Ierusalim, în Israel. Habar n-are. Mai este și Alex Coita. Acum, în vremurile de acțiune, aveam nevoie de un Coita, care participă, dar nu se bagă. Să vedem ce ieși. Oricum, campanie electorală interesantă va fi. Ce mă surprinde, ce mă șochează e că Piedone, la sectorul 5, candidează Piedone. Știam eu că rușinea a dispărut de mult din politica românească. Știam eu că nesimțirea este frate cu românul mai nou, că nu mai avem Codri. Știți, era zica la asta, Codru e frate cu românul. Dar de unde? Codru a fost tăiat și a luat calea Austriei. Acum a rămas nesimțirea. Avem tufe de nesimțire, păduri de nesimțire. Nesimțirea e frate cu românul și de asta
mă mir și eu de ce candidează Piedone. N-am învățat nimic din dezastru, din nenorocirea de la colectiv. Să-și bage capul în nisip, să tacă din gură. Care din ce trăi? Dar nu, iară vrea să fie în spațiu public, iară vrea să se afișeze politician, salvatorul României. Nu, acum votul nu știu cum se va desfășura. Eu v-am mai zis, nu cred că vom merge fizic la vot pe 27 septembrie la ce se întâmplă. Sau mergem pe 27 și pe 28, pac, ne-au băgat iară la izolare. Nu știu. Discutam aici, în comentariile unui video de săptămâna trecută, discutam cu un domn despre implementarea votului electronic. El zicea că la ce mijloace are STS-ul, în 3 săptămâni s-ar putea face un sistem de vot electronic. Asta cu condiția să avem măcar un device acasă de pe care să votăm. Și zicea omul, și bine zicea, că dacă se face școala în mod electronic, de ce nu s-ar face și votul în mod electronic? Cu rezerve, s-ar putea frauda și votul electronic. Dar ce, parcă votul ăsta clasic nu se fraudează? Nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Așadar, nu știu ce să zic. Oricum, nimeni nu e interesat, nicio persoană, să facă votul electronic, că totuși mai bine ține faza cu găleata cu făină și cu ulei decât să facem propagandă online. Deși online nu-i viitorul, acum să nu mai dăm cotită. Știți faza aia cu două studente de la medicină din Iași care învață de rup pe online, adică fac video chat și au început să se certe. S-au certat și una dintre ele a vrut să o șantajeze pe cealaltă cu niște poze de ochiate. I-a cerut 1000 de lei ca să nu dea niște poze video chat, video chiate. Acum e o chestie tare, studente la medicină care fac video chat-ul. Bună dimineața! De obicei, studenții își mai completează bursa sau își fac rost de bani de buzunar, lucrând la câte un non-stop, câte un job de ăsta de câteva ore pe zi. Da, s-a ajuns la alt nivel în era internetului, nu-i așa? Studentele de la medicină, vă dați seama, fac video chat. Bucurie pentru colegii lor, dacă au bani să plătească canalul, pot să vadă anatomia în direct. O anatomie frumoasă, o... Noșa, pe lasă-te tratat de aceste domnișoare care fac videochat. Mergi la doctor, pe vremuri te duceai la doctor cu o problemă, zicea doctorul, dezbracă-te, nu? Să te controleze, să te asculte la spate, să te asculte la plămâni, să-ți asculte pulsul, inimii, bătăile. Acum studentele astea videochatiste de la medicină, da, ajungi la ele în cabinet, nu mai zic pacientului dezbracă-te, să dezbracă ele. Da, și cu medicina s-au ajuns pe noi culmi de împliniri mărețe. Măcar știu faza cu online-ul, numai că dacă practică și la cabinetul medical tarifele de la videochat, nu o să ne prea putem permite să mergem la ele, să ne facă mai bine. O să intrăm pe internet, o să ne dea un cont, o să dăm bani și el o să zică, nu o să zică nimic, o să ne arate. Acum medicina, pe viitor, dacă nu se deschid facultățile din toamnă, nu o să mai fie medicină clasică, să mergi la doctor. O să-ți dea un link, o să-ți dea un site pe care să intri și o să-ți cauți studii spre boală. O să mergem cu toții la doctor Google. Doctor Google și asistenta Wikipedia. Că, vedeți, cu coronavirusul acum se luptă. Deja apar în mai multe țări vaccinuri. Se muncește. Chiar rușii au zis că iau două vaccinuri pregătite, dar nu știu pe unde le-au pus. Dar în același timp, nici China nu stă pe loc. Dacă Europa, cât de cât și America s-au pus pe treabă să contracareze guvidele, ei ne pregătesc o nouă boală. Ciuma. Am crezut că s-au cumințit și chinezii, dar acum în niște localități, acolo în zona, în anumite zone, spre Mongolia, nu știu unde, au apărut câteva focare, că e un termen la modă, focare de ciumă. În mileniu 3, ciumă. Când cu ciuma lui Caragea. La eșalar de capul nostru, dăm de un virus, scăpăm de un virus, dăm de altul. Dar să ne lăsăm zilnic virusați de cafea. Like, subscribe și comentarii. Să vedem ce facem cu votul. Trecem pe ăla electronic? Nu trecem. De mers la vot trebuie să mergem. Că mergem în chiloți la calculator sau că mergem la urne cu distanțare socială. Mulțumesc frumos de urmărire. Să trecem și peste ziua asta de marți. Să nu avem ceasuri rele, numai momente. Și să ajungem cu bine mâine, în ziua de miercuri.
12, joi 13, noroc că nu-i vineri 13. Nicu Bendea vă salută și vă dorește o săptămână în continuare plină de tot ce vă doriți. Și de bine știu că vă doriți.